Ce mă? What? Ne-am dus cu liftul. What? Wow! Ce-i mă sunetul ăsta de... Nu mai zic de ce-i. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi ne vom juca Granny the Cellar. Vedem aici că a pus băiatul nostru, Ionuț îl cheamă. S-a gândit el într-o zi așa plictisitoare: măi, ce cunoscut este Granny, hai să fac și eu unul. Și a ieșit acest joc minunat. Da, a încercat să fac ceva gen Granny. Și nu știu dacă i-a ieșit, habar n-am. De asemenea, dacă o să vă plac aceste videoclipuri, nu uitați de like, subscribe și hai să vedem, dăm play. Aici nu mai avem extrem mod, imposibil, easy, normal, direct te bagă în joc, am văzut. Minunea mea este că merge incredibil de bine, ok? Deci un 10 pentru asta, merge foarte, foarte bine, deși jocul este pe Unity. Deci treaba e în felul următor. M-am gândit să mă apuc și eu să fac un joc, ceva gen Granny, dar nu vreau să-i pun numele Granny, ok? O să fie ceva Granny, ceva ca stilul Granny, am vrut să spun, dar o să dureze extrem de mult și cred că o să fac videoclipuri cu evoluția acestui joc. Ok, jocul aparent se mișcă ca în scaft. Aici suntem afară. Ok, nu înțeleg ce se petrece. Când se apropie Granny de noi, nu înțeleg de ce face așa. Hai totuși să... Să vedem ce trebuie să facem în acest joc, că nu știu. Ok, habar n-am. Ok, văd acolo că ne trebuie ce... Opa, vine Granny după noi. Oh, mă, Granny, mă. Oh, mă, fetiță. Ce e aici, mă? Ne trebuie un levier. Ok. Mamă, bă, dar... Acolo ne trebuie o cheie roșie. Am înțeles. Aici ne trebuie 4. Să tăiem firele. Da, da, da. Ia, putem deschide ușa? Ah, nu putem deschide ușa. Că de ce am putea să deschidem o amărtă de ușă? Hai să plecăm încolo. Ok. Mă, ce se aude, mă? Ia, am găsit ceva. Ok. Perfect. Nu, Granny, stai acolo, Granny. Ok. Ia că vine Granny spre noi. Asta se aude, mă, când vine Granny. Hai, mă, Granny, vină încoa. Vină, mă, fata mea. Fetița mea, vină încoa. Am plecat. Unde era aia? Ok, nu mai țin minte. Dar cred că pe aici, pe la stânga, nu? Sau, da, cred că pe aici. Where are you? Blue key ne trebuie. Pe bune? Păi și unde folosesc crowbarul ăsta? What? What? Sincer, nu știu. Aici, ok. Ok, facem în felul următor. Perfect, am intrat cu capul în ăla, dar nu contează. Ce naibă, mă, e un fierăstrău? Trebuie să arunc ăsta? Ok. Ok. Și după care pot să... Mamă, ia uite-o. Sper că acum nu mă campează, nu? Ar fi nemaipomenit de cringe să mă campeze Granny. Granny, te poți duce, te rog frumos, de lângă mine? Bă, frate, bă, urăsc când campează locul acela. Fix unde... Mamă, uite. A plecat. Deci dacă stau aici, Granny pleacă, se duce în treaba ei, ok? Where are you? Hai, mă, să te las, să nu te mai campez atâta că și așa am stat lângă tine. Nu te mai suport. Așa îmi zice Granny de fiecare dată. Blue key o avem acolo, da. Iar acum vine Granny, nu?
Fiindcă ea are niște senzori în capul ăla și vine fix pe unde trebuie tu să te duci. Că vine grine. Mamă, bă, dar aleargă mai repede decât mine. Nu mă așteptam la asta. Ok. Ok, Granny. Mamă, bă, dar ce fel s-a dus? What? Mamă. Am încurcat-o. Trebuie din nou să mai aștept. Auză cum... Mamă, dar ce cu muzica asta? bă. Ce, mă, ce s-a întâmplat acolo? Ok. Luăm cheia albastră. Prima oară luăm cheia albastră. Ok, am luat-o. Acum vine Granny spre mine. Sută la mie. Da, vine Granny care are nebuneală caracterul. Ce fel s-a dus încolo, bă? Ok. Am plecat. Gata, am plecat. No, Granny, lasă-mă în pace! I see you! Ok, o să o fentăm puțin aici și o să deschidem ușa aia albastră, ok? Facem hâț, așa. Haide. Ia uite, bă, dar nici nu merge. Zici că putește Granny acum. E o fantomă, efectiv, Granny. I see you! Mwahahaha. Am fentat-o pe Granny. Minunat, ok. Gata. Ne ducem înapoi. Mamă, chiar acum vine. Unde eram? Nu mai știu unde era, dar hai să vedem. Opa, stai așa că avem probleme în paradis. Avem probleme în paradis. Unde era crowbarul ăla? Nu mai țin minte. Efectiv am uitat unde era crowbarul. Hai să aruncăm cheia asta. O glicim? Ia. Hai bă! Ok, ia să vedem. Where are you? Nu poți mă glici cheia asta. E nebun. Ok. Hai să ne reamintim. Gata mă, acum știu. Știu unde este crowbarul. Știu, dar acum să nu vină Granny după mine să-mi dea cafteala. Ar fi cel mai trist acum. Să fie fix în fața mea. E în dreapta mea, așa-i? Și-mi dă cafteala acum. Bun. Ba nu, mă uit acolo. Do you want to play hide and seek? What the fuck? Da, mă, asta! What? Buf! Mă, frate, jocul ăsta făcut în Unity, dar nu se controlează cum ar trebui, Granny, lasă-mă, femeie, ești tu în pace. Da, noi trebuie să tăiem acolo cu fierăstrăul. Frate, Granny, what? Ce-ai fata mea? Ok. Haide. What? Ce s-a întâmplat? Bă, ce se întâmplă, mă, cu jocul ăsta? Ionuțe, de ce ai făcut un asemenea joc? Haide, bă! Ia fierăstrăul ăsta! Mă, nu mai aud pe Granny. Și nu știu unde este Granny. Este fix în fața mea, Ionuțe. Ionuțe, este fix în fața ta. I see you! Ok, perfect. Perfect, Granny, du-te acolo, fată. În spatele meu, așa-i? Așa este, nu? În spatele meu și nu am timp, ok. Păi și amu? Slendrina! Cartea lui Slendrina, ce naiba? Duc să învețe Slendrina. Ok, dar ce ură se vede cartea aia. Îți iau ochii, pur și simplu. Sunt curios să văd ce e aici. Ce-i cu bățul ăsta? Do you want to play hide and seek? M-a prins. Granny, nu! Ah!
pur și simplu simt că mă macină ceva în mine și nu mai pot să dau play pe jocul ăsta. Ok, mă duc, iau cheia albastră și iau ce este în camera aia direct. Ok? Dacă caracterul ăsta ar putea să fugă, ar fi un joc pe cinste, dar nu fuge. El merge cu încetinitorul. Dă asta, dă asta odată și mai mișcă-te și tu ca lume, bă. Bă, ești un joc făcut în Unity. Cât de groaznic poți fi tu? Să sperăm acum că Grindy se duce în față, ok? Sau poate nu vine deloc. Oh, 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 că nu vine, I see you, îmi zice Grinny în spatele meu, suflând în ceafă. Îmi zice Grinny, I see you. Developerul pune sunete la acest joc. Că de mișcat, se mișcă extraordinar. Stați liniștiți. Un joc pe cinste. I see you, mâncați-aș gurița ta, Grinny. De ce totuși nu a făcut jocul ăsta pe PC, Grinny? Frumoasă, frumoasă. Nu mai veni spre mine, frumoasă. The play. Că m-am săturat să vină Grinny non-stop după mine, frate. Nu este corect. Developerule, nu este corect ce ai făcut-o aici. De ce să vină Grinny fix când ești tu prin preajma ei? Eu nu înțeleg asta. Grinny ar trebui să vină la sunete, ok? Developerule, m-ai înțeles extrem de bine, nu? Ha. Hai cu cheia albastră, hai cu cheia albastră. I see you, Grinny. Ok. Nici nu se mișcă cum ar trebui să miște un joc. Ok. Un astfel de joc nu este permis pe magazin Play. Acum știu de ce nu există. Ok, Grinny. Ok, Grinny. Nu există. Acum înțeleg de ce nu există niciun joc de genul ăsta pe magazin Play. Grinny are față și râde de mine. Nu, eu nu știu că ce ai vrea să aibă cur, să nu râdă de tine. Ua, ua, că se întoarce Grinny. Bă, ce n-ai, mă ridică? Mă ridică cheia. Haide vino. Haide vino lângă mine ca să-ți fie bine viața mea. Ok, hai să rupem scânduricele, scândurelele. Urăsc zgomotul ăsta. Efectiv urăsc acest zgomot, ok? Ok. Avem fierăstrău, aruncăm ăsta, că nu, am zis, aruncăm ăsta, că nu mai trebuie. Grinny, te-ai supărat că... că am distrus aici? Sper că nu, sper că nu ești în dreapta mea și mă campez acum. Ok, nu este. Dar unde este Grinny? Că nu mai aud. Dacă nu mai aud... știi ceva? Mă, dar n-am deschis ușa cu cheia albastră. Bă, da, what? S-a închis singură ușa? Mă, ce cu cartea asta? Vreau să văd și eu. Ce e cu cartea asta? Am o carte. Slendrina. Ia! Wow. What? Do you want to play hide and seek? Arunc o naiba că nu trebuie acum, nu știu ce să fac cu cartea. Facem înapoi. Ok, doamna Slendrina. Ok, am luat bățul. Mă buguiesc în carte, efectiv, ia uitați-o. E șmecheră Grinny. Nu mai poți veni aici, a? Ia. Ah, deci dacă stau aici, Grinny se duce, dar mă enervează cartea asta că se glicește. Și ce este în sertar, ok? Vreau să știu efectiv ce este în sertarul ăla.
Și ce trebuie să fac cu bățul ăsta? Sper să nu vine fix acum. Putem deschide? Nu putem deschide. I see you, Granny. Ok. Hai să mai vină încă o dată aici. Uite că se duce, se duce Granny. N-are treabă Granny. S-a dus. Trebuie să văd ce naiba pot să fac cu asta, ok? Cu bățul ăsta. Ok, stai să mai plece, stai să mai plece că deja o simt. O simt la ceafă pe Granny. Bă, da, și zgomotele astea, bă. Alege naiba alte zgomote pe bune. Where are you, Granny? Ah, că vine Granny, vine, vine, vine. Fuge mai repede, cu o milisecundă fuge mai repede decât mine. Dar această presiune nu poate aduce absolut niciun dezavantaj, fiindcă eu sunt mai deștept decât ea, ok? Decât un NPC. Nu cred că e NPC neapărat, Granny, habar n-am. Este doar un bot ce se plimbă pe o hartă și cu o bătă mână și vrea să-ți dea una în cap, ok? Cam asta. Asta e Granny. Ok, ia să vedem aici. Putem să facem ceva cu lemnul ăsta sau l-am adus efectiv degeaba? A, carte o punem acolo, ia. Nu, că ăsta nu e lever. Bă, da! Ce s-a deschis, mă, nene, mă? Mă, ce se deschide, mă, în continuu? Ok, deci cartea știu unde să o aduc. Hai să aduce și cartea. Ua! Granny! Fatu! Ok, hai să aducem și cartea. Ok, ok, ok. Mamă, dar ce fel... Așa face Granny. Să-mi bată, mamă, de nu. Ok, ok, ok. Trebuie să o fentăm. Dacă ar vrea să meargă și caracterul ăsta, ar fi genial. Trebuie să facem un felul următor. Luăm cartea. Și acum trebuie să o chemăm pe acolo, prin stânga. Uite, ceva de genul ăsta. Acum, hai să ne ducem. Cu viteza fulgerului. Te rog, nu. Mamă, ce bine că nu mai este în stânga. Ne ducem cu cartea să vedem ce naiba se întâmplă dacă pun cartea. Aici oare ne prinde dacă... Da, nu știu dacă ne prinde, habar n-am și... A, s-a deschis asta, abia acum s-a deschis. Am înțeles. Pune cartea, se le îndrina. Ia! Mămăică! A, cleștele! A, și cu cleștele tăiem aici, nu? Perfect! Păi și acum ce mai avem nevoie? De o cheie roșie. Păi și cheia roșie de unde fac rost de ea? Mă, eu pot să intru în camere acum sau ia să vedem? Putem intra în camere? Chiar. Aruncă naiba ăsta că nu am nevoie. Hai că putem dacă e. Băbăciune! Băbăciune! Ia uitați-o, băbăciune! Mamă, Granny! Where are you, Granny? Da, da, da. Bă, unde este cheia roșie acum? Granny, hai încoace! Hai să te fentez, oleacă, gagica mea. Ha, mai avem... Ceva de făcut cu fierestrău? Eu nu mai înțeleg absolut nimic. Este bă, Granny. Sper să nu se teleporteze Granny. Doar atât sper. Nici nu vreau să știu cât i-a luat la developer să facă acest joc. O oră, cred că i-a luat cel mai mult. Da, Granny, nu știu, mă, fra... Bă! Am auzit-o. Vine din dreapta, Granny. Vine efectiv din dreapta, Granny. Ok? Credeți-mă, băieți. Mă, ea tot râde într-una. Ia uitați-o. Ia uitați-o, băieți! Vine Granny! Vine Granny! Ok, se duce Granny. Nu știu ce... Nu știu ce ar mai trebui eu să găsesc. Demon.
to play hide and seek. A, mă, Granny, frate, vino mă încoace, what? Vorbește Granny de două ori la rând, ești nebun? Băi, nu coa! Perfect. Atât am vrut să văd. Ia să vedem ce este aici. Ce efectiv este aici? Un lift. Ce mă? What? Ne-am dus cu liftul. What? Wow! Ce-i mă sunetul ăsta de... Nu mai zic de ce-i. Hai, mama. M-a speriat de n-am mai putut, ok. Vă. Bă! Ok, Granny. Stai acolo, fată. Bă! Având în vedere faptul că e o hartă mică, a fost easy, sincer. Eu am cam scăpat. Hai să vedem. Și ne-am dus în lume! Coming soon. Deci developerul mai are încă o idee să facă în acest joc, ok? Da, cam asta a fost jocul. Eu sper că v-a plăcut și bineînțeles o să ne revedem data viitoare cu un nou videoclip pe acest canal. Eu v-am pupat. Bye, bye!